Putem acum de sărbători să băgăm oamenii în stabor, dar e bine să din când în când să mai luăm pulsul. A venit unchiul Mădălin Voicu. Ce faci, unchiule? Nu stau cu spatele la oameni, bre, că suntem... Stai, așa. Și la microfon să vorbești, auzi. A, da, la microfon. Alo, 1-2. 1-2. Am rimă. Da. Până una alta a venit unchiul în control și a zis, domne, ce se întâmplă acolo la bucătărie? Domnul Adrian Salomia astăzi are niște bunătăți cu nume destul de interesante. Ia spune. Salut, Cristi. Bună ziua, domnul Mădălin. Păi da, mă, dar am înțeles că e de post. Astăzi vom găti un porc înnecat în bere. Auzi și tu. Deci, practic, dacă individul nu se lasă după ce încerc să-l perpelesc un pic, îl înnec în bere. La final trebuie să iasă ceva din el. Iar pentru preparatul nostru de post de astăzi vom avea un pateu de ciupercuze cu puțin mărar, usturoi, ceapă, o nebunie. Ciupercuțe e bun. În orice caz, doamnelor și domnilor, având în vedere că, dacă nu mă înșel, este ziua internațională a berii, este ca un fel de premoniție, pentru că știm că peste o săptămână cam toți purcii o să se înnece în bere. Dar ai auzit că a scăzut vânzarea de bere la noi? De ce? S-a trecut pe țuică? Nu știu, bă, a scăzut foarte mult. Și ziceau ăștia la televizor că undeva la vreo 20% mai puțină bere se consumă în România decât la anii trecuți. Incredibil. Păi și totuși, din câte îmi dau eu seama, băutura e temelie în continuare în România, mai ales în sate. Păi da, sigur că da. De asta mă și mir. Adică ce au ales altceva? Ai, fii atent. Are legătură poate cu prețul. Reportaj făcut de, Dumnezeu să-l ierte, un fost coleg de jurnal, Nae Bădulescu. Nae Bădulescu face o înregistrare în stație pe la Vergului, pe acolo, în ziua în care s-a scumpit băutura. Și îl ia pe un nene, băgat în viteză, îl găsesc. Și zice, domne, am plecat de dimineață de acasă, domne, a luat provizoriu, dar absolut provizoriu, un amic. Domne, tot în regulă, am dat banii. Domne, când m-am întors de la serviciu, pe drum până acasă am mai luat provizoriu, dar absolut provizoriu. Încă una mică, alt preț. Domne, nu mai era la fel. Deci, doamnelor și domnilor, asta e treaba. Nu mai e când băutura se scumpește, nici gustul parcă nu mai e la fel. Dincolo de toate, aș vrea să vorbesc câteva minute cu Mădălin Voicu. Mai avem și o altă situație de viață, dar toată lumea, toată presa vuiește legat de această poveste în care este implicat Dan Diaconescu, care ar fi, pentru că nu este condamnat, a avut niște relații nepotrivite cu niște domnișoare care, neprihănite, ca să zic așa, văzând acolo că e vorba despre două gesturi de acte de corupere de minore, cel puțin așa spun anchetatorii, și 5 fapte legate de prostituție infantilă, în formă continuată, cu asemenea domnișoare. Au apărut niște fotografii, Dan Diaconescu a transmis prin domnul avocat Morescu că sunt niște domnișoare ucrainence pe care Dan Diaconescu le-a ajutat suflet mare ca să fie cazate și să aibă grijă de ele. Deci n-ar fi aceste domnișoare. Pe de altă parte, Dan Diaconescu a ajuns 24 de ore acolo în beciul poliției. Tu îl cunoști bine pe Dan Diaconescu. Da. Ai fost în emisiunile lui. Da, am fost, îl cunosc înainte de să facă emisiuni. Îl cunoști ca om. Da, și asta, eu cred că el a fost corupt, nu el a corupt fetele. Sincer, că nu era un cordage man. Adică era un tip normal, era un tip liniștit, era... Foarte multă lume a descoperit acum, adică prin aceste fapte, sau prin aceste presupuse fapte, mai bine zis, au descoperit o altă valență a lui Dan Diaconescu, care numai cuceritor nu fusese până acum, nu, sau da, comițător de acte, bă, reprobabile și genul, incredibile. Nu era genul Cristi, adică nu era ăla care se uită după gagici sau știu eu să facă tot felul de aprecieri sau genul de bărbat atent la detaliul ăsta. De asta mă și mir, plus că el are o vârstă acum, e și însurat, are și o fată, deci mă gândesc că este ușor extravagant ce s-a întâmplat. S-ar fi întâmplat, că nu știu dacă... S-ar fi întâmplat, oricum, probabil că o să iasă la suprafață adevărul. Alea, am înțeles că l-au șantajat, că adică ăsta era, de fapt, clul situației și motivul pentru care a fost reținut. Însă nu-mi vine, pur și simplu, sincer vorbesc, îl cunosc foarte bine pe Dan, nu din emisiune neapărat, cât personal,
Și nu era genul de, să zic așa, de crai, de fante de obor, de nu știu. Dom'le, există oameni care pot fi fanți de obor. Important este să respecte și legea apropo de 18 ani. Aici este și pentru mine cel puțin șocul și mai mare. Uite-le. Pentru că, repet, niciodată nu l-am văzut pe Dan Diaconescu într-o postură și în care să fi fost împreună cu el. La un moment dat, la ziua doamnei Marilena Adam, am stat cu el la masă, am povestit despre presă, despre multe alte lucruri. Au trecut, cred că, 1000 de femei pe-n fața noastră. Dar am înțeles că fetele astea nu erau la prima abatere. Asta e adevărat. Deci nu erau, nu știu eu, victimele lui Dan Diaconescu. Da, din păcate se pare că ele eșuaseră într-o zonă de promiscuitate, păi, din ce se spune. Bine, dar acum asta nu-l scuză cu nimic pe el. Ai altceva, dar cred că a fost făcut o capcană, a fost, după părerea mea. O fi fost o capcană, dar eu cred că un om. Asta a fost singura părere pe care am, adică prima părere pe care am emis-o împreună cu oamenii pe care îi cunosc în momentul în care am văzut această poveste. Și m-am gândit, cum de Dan Diaconescu, un om foarte încercat totuși de viață, să stai niște ani de zile încarcerat, nu e simplu pentru nimeni. Și știe foarte clar că a fost un om țintit, adică el... Deranja multe dintre lucrurile pe care, mă rog, bun, emisiuni... El a fost incomod, e adevărat, acele fapte au fost, mă rog, cu condamnare, cu executare, nu se discută. Tocmai când tu știi, Dan Diaconescu, că dacă tu ridici un deget, toată lumea se uită pe stradă, ca să nu zic altfel. Cum Dumnezeu să faci o asemenea greșeală, dacă ai făcut-o, evident? Repet, Cristi, pentru mine este nu numai foarte ciudat, dar și inexplicabil, sau nu știu, nu-mi vine să cred, pur și simplu. Poți să zici, domne, știu, băuse un șpriț, sau... Dar se pare că ele l-au racolat pe el, nu el pe ele. Că nu se poate, plus că nu erau virgine. Erau deja trecute pânciuri și sită. Simplu fapt că nu erau majore aduce circumstanțele agravante la această poveste. Uitule, ai dreptate. Așa, numai că ele, ăsta, când se oferă, nu te duci la ele, vreau să vă buletinu. Câți ani ai? Asta e o chestie care de obicei nu se întâmplă mai niciodată. Adică, de record, cam așa este. Nimeni nu verifică buletinul. Asta spun. Deci, nu știu, cred că a fost ori o capcană, ori o chestie premeditată, ori, bă, sincer, pe Dan nu-l văd făcând nici măcar să facă, știu eu, curte unei gagici. Tot așa, printr-o situație de viață, am ajuns în momentul în care Dan Diaconescu a ieșit din închisoare. A fost o petrecere dată, am fost invitat, e o chestie pe net, nu, nici nu e o fală, e o constatare. Am fost invitat, m-am dus. Erau foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut. Era la masă cu Țuțu Condurățeanu, alături era, da, Florin lui Călinescu, Serghei Mizil, cu care povesteam, Sorin Ovidiu Bălat, deci oameni, colegi și oameni cu care am fost împreună. Unde n-aș putea spune că în acea lume pe care am văzut-o, să fi fost, să zic, bă, alea cine sunt? N-am văzut, adică e o chestiune care, repet, eu sunt niște fapte, una e una, care se va dovedi, alta e alt. Sigur că existau diverse curiozități de-astea ne la locul lor, pentru că avem de-a face, repet, cu un demnitar la statul român. Dar tu când erai tânăr fecior și erai fala munților, s-a mai întâmplat să-i zici unei fete, dă buletinul că... Mă, nu știu, eu nu mi-aduc aminte să fi trecut până, cum să zic eu, etape de genul ăsta, adică să verific ce vârstă are, ce și grupă, nici exista plângeri, ce grupă sanguină, ce nu știu ce. Da, sigur că pot fi suspicios la un moment dat, asta e și din ochi, adică vezi, una e un copil sau o puștoaică și alta e o femeie. Plus că ele, ți-am spus, erau începute. Nu era o chestie... Nu știu ce vei că începute. În sensul că a început să răzbea un ceai, că altfel te rog frumos să reformulez. Dar dincolo de treaba asta. Bun, am înțeles punctul tău de vedere. În orice caz, însă, rămâne de văzut și cred că, de fapt, povestea asta trebuie să lămurească, pentru că am văzut cazuri în care lucrurile au mers până la capăt și s-a dovedit. Alte cazuri în care s-a dovedit că nu era mai nimic. Dar, sigur, nu mergem în speculații nici politice, nici oculte, că nu este treaba noastră. Doar observ
încă un lucru, că există tot mai des obiceiul șantajului la adresa unei persoane publice în momentul în care se află într-o situație privată. Adică fetele ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, dacă li s-a întâmplat și acest monstru cu chip de om, Dan Diaconescu, a făcut treaba asta, să se ducă la poliție atunci, 2020-2021, nu vă supărați. Nu că au vrut bani, bă, au cerut bani, că ele înțeleg l-au înregistrat. Că au fost, pe surse s-a spus că au fost 300-400 de lei. Nu, dar ele l-au înregistrat, cu asta l-au șantajat, așa știu. Adică, dincolo de treaba asta, într-o lume normală, dacă Dan Diaconescu este corupător de minore, minorele abuzate ar fi trebuit să vină și să nu vedem chestia asta după 3 ani. Plus că erau și gemene. Aici nu vreau să intru în detalii, că cine știe la ce s-o fi gândit Dan Diaconescu direct. Probabil că s-a gândit la faptul că ar fi vrut și el să aibă un frate geamăn ca să poată să facă 24 de ore Diaconescu direct, că la un moment dat numai 12 ore făcea într-o noapte. Nu vrem să comentăm mai mult, doar am vrut să ne exprimăm părerile legat de acest subiect. Sigur că lucrurile se vor lămuri și o să vedem exact cine, ce și cum și mai ales de ce. Mergem mai departe și vreau să te întreb încă două lucruri, după care te-ai întâlnit cu o doamnă absolut minunată în culise și o să încercăm să depănăm câteva lucruri. Există o decizie a unei instanțe, apropo de programul de acordare al copilului, în cazul Alina Sorescu, Alexandru Ciucu, în care s-a hotărât că o săptămână cap-coadă copilul stă la un părinte, o săptămână cap-coadă copilul stă la alt părinte. Dumnezeu ți-a dat ocazia să te desparți la un moment dat și să ai discuții. Există custodie comună, dar acesta este program. Vreau să te întreb cum vezi tu pentru educația unui copil această treabă, o săptămână colo, o săptămână dincolo. Bun, înțelegerea pe care am făcut-o la despărțire a fost un weekend eu, un weekend ea. Sigur că se întâmplă situații când, să zicem, ea are de plecat undeva, fiind și artist în străinătate sau la, nu știu, la un fel de lansare de carte sau la o expoziție și atunci, dacă pot, și, adică îmi permite timpul, și programul, sigur că ei au stat la mine și două săptămâni. Deci n-ar fi asta. Nu e o chestie că nu vreau să iau sau iei tu și nu vreau să-mi dai mie. E chestie de cum se împarte timpul. Că și eu când am avut treabă și n-am putut într-un weekend să iau copiii, a ținut ea. Deci aici este o înțelegere pe care ar trebui să o considerăm firească. Adică negociată sau tocmită sau într-un fel sau altul. Poate s-au înțeles o săptămână la ea, o săptămână nu la s-au înțeles. Așa a zis instanța că... Păi nu știu dacă instanța poate să decide. Astea sunt deciziile la pe care la programul le-au... de vizitare, unul zice la mine, unul zice la mine și instanța a zis, da, există în jurisprudența europeană și ideea că bărbatul poate să-și asume rolul de părinte care o săptămână să fie pe deplin responsabil. Dar nu e vorba de responsabil aici. E vorba de copil, zi de zi, ești responsabil. Evitule, nu e ca și cum ai face un program de vizitare de sau acord. E o prezență feminină lângă tine, că tu tată ești. Două săptămâni la mama e, pare mai simplu. Două săptămâni m-am trezit la ora 6 ca să-l trezesc pe Ion, să-l spăl, să-l îmbrac, adică, mă rog, să-l asist până să plece la școală, care era la 10 km de unde stau eu, că el fiind la maică sa de cele mai multe ori, școala e la 100 de metri. Dar de la mine, din centru, ca să ajung acolo, trebuia să plece cu o oră înainte, mai ales pe aglomerație. Asta e, nu știu ce să zic, dacă ți-asum lucrul ăsta, e ok. În principiu, trebuie o chestiune de protocol, de înțelegere, nu știu cum se spune, să, mă rog, să, da. Să convii împreună cu mama ca să găsim soluțiile cele mai bune. Da. Doamnelor și domnilor, ca să mai detensionăm puțin atmosfera, că am vorbit prea mult de instanțe și nu e bine, mai bine, mai liniștit așa, hai să îi propunem lui Mădălin Voicu să vadă un mic material împreună cu unul dintre preferații săi. Nu știi? Nu. Doamnelor și domnilor, vorbim despre TikTok cu responsabilul nostru de rubrică. Oh, nu-ți place?
este, ascultă-mă, te rog, o propoziție. Așa. Că, scuze-mă că te întrerup. Băi, telefonul în general ăsta, cum se cheamă, cum îi ziceți, bă, voi? Smartphone. Smart. Că-i deștept. Sânge, da, la tavă sălbată. Deci ăsta este un cancer. Și nu vorbesc numai pentru copii. Pentru copii este chiar un drog. Deci copiii nu mai joacă o leapșă, nu mai joacă o față ascunsă, nu se mai urcă în pom să-și ia corcodușe, nu știu, nu mai socializează. Copii care stau câte 5-6 pe bancă și nu vorbesc între ei, că se uită la telefon, nu-ți mai spun de TikTok. Deci asta este o chestie care este îngrozitor, de gravă. Nici nu știi ce lucruri amuzante pot să fie. Aia pe este altceva. Dacă tu... poți să pui filtrul copilului, el poate să vadă numai lucruri amuzante. Nu știu amuzante. Cum să pun filtrul, eu am telefon de om normal. Păi ăla... Pe cum ăla? Ăla nu e un telefon de om normal. Dar de ce este? Ăla este telefon de nepoca de piatră. Telefon... Fred Flintstone avea telefon de ăla. Telefon este să suni, să fii sunat și în Jurassic să dai mesaje. În Jurassic Park ăla se suna. Cine? În Jurassic Park, unde venea T-Rex și cu ăla, cu telefonul ăla să suna. Bă, nu-ți convine, asta e, dar eu nu dau e-mail-uri și chestii de genul ăsta. Păi, dar nu dai că dau alții pentru tine. Păi vine lunga și te ajută. Lasă că ia dacă dădeai tu cu mânuțe, cu mânuțele astea, da, două. Tu crezi că eu m-aș fi angajat vreodată? Că știu, am telefon de ăsta, modern, acasă. Și din am când în când treci, îi dai două palme și nu, îl lași acolo, știu, nu? Am mai învățat cum se face, cum... Dar mie tot timpul mi-a plăcut natural, nu cu degetul. Doamnelor și domnilor, se referă la telefon. Pe de altă parte...